Adresarea de expresii jignitoare și amenințări cu acte de violență, participarea la scandal, refuzul de legitimare sau pătrunderea fără drept în incinta societăților comerciale sunt fapte pentru care jandarmii au aplicat sancțiuni contravenționale. Astfel, în perioada 29 aprilie-7 mai, au fost aplicate atât avertizmente scrise cât și amenzi, în valoare totală de 3.800 de lei. Atât? Nu poți să-i controlezi. Bună ziua! Cum ați petrecut de Paște? Am fost la țară. La țară? Probleme cu țânțarii în oraș? Da, am iese, da. Foarte mare. Peste tot sau doar în parcul? Peste tot. Mai ales că stăm aproape la apă. Foarte mare. Foarte mult. Domnul primar? N-a dat nimic încă. Se pare că mâine ar da. Ar fi bine că sunt mulți. Dar ce l-a ales? Giurgiuveni. Da, unii Giurgiuveni. Ziua, mă scuzați! Unde ați petrecut Paștele dumneavoastră anul acesta? În camion am petrecut Paștele. Da? Da. Și cum a fost? Foarte cald în camion a fost. Dar aici în oraș ați avut probleme cu țânțarii zilele astea? Nu prea. Nu prea? Nu prea. A fost foarte morânței. Se vede că nu s-au copt. Mulțumesc! Dar ați avut probleme cu țânțarii? Da, sunt. Sunt probleme destule. Foarte mult. Spre deosebire de alți ani, cum a fost anul ăsta? Mai mulți. Și de Paște ce ați făcut? Am fost la Domnul Iisus Hristos la o convenție de creștini la Timișoara. Foarte frumos. Cel mai bine, că și Paștele înseamnă, care lumea nu știe ce înseamnă Paștele. Acest Paște înseamnă, este o sărbătoare evrească, de fapt, nu este ortodoxă. O sărbătoare evrească este scoaterea poporului Israel de sub robie egipteană, este o... Exod, capitolul 12, care are o Biblie acasă, îl rog frumos să citească. Exod, capitolul 12. Și va vedea ce înseamnă Paște. Și dumneavoastră l-ați petrecut așa cum trebuie. Da. O zi bună. Mulțumesc, mulțumim. Vă rog să mă scuzați. Cum ați petrecut Paștele, vroiam... Nu mai vin. Mă scuzați că vă deranjez. Vroiam să vă întreb cum ați petrecut dumneavoastră Paștele anul acesta. Foarte bine. Am fost la București la nepoțica mea, cu băiatul cu mașina, m-a adus înapoi. Foarte bine. A fost un Paște foarte bun și bogat. Am și acum mâncare toată săptămâna. Foarte bine. Mulțumesc Domnului. Mai am o întrebare. Aici în oraș, sunteți din Giurgiu, nu? Da. Ați avut probleme cu țânțarii zilele acestea? Am avut. Chiar sunt niște țânțari foarte mari. Am avut. Față de alți ani, cum a fost? Mai puțin ca altă dată, dar sunt mari și cred că sunt apele mari și e bine. Că eu sunt aici și părinții mei născuți, crescuți aici, am stat în strada Soarelui. Și acum stau la piață, tot în casa mea, pe strada Crinului, pe unde a stat și șadeșa cu domnul Dincă, că doamna Dincă a murit. Pe strada asta. Eu stau în capătul ăsta, dintr-un celălalt. Îmi pare bine, domnișoară. Frumos. Ziua! Bună ziua! Mă scuzați! Vreau să vă întreb unde ați petrecut Paștele dumneavoastră anul acesta. Acasă. A fost frumos? Nu a fost nici frumos, nici urât, pentru că sunt bolnav și am venit din spital și n-am avut chef de chefuri, cum să zice. A fost liniștit măcar. Da, s-a liniștit cu tratamentul, cu... și asta e. Vreau să vă mai întreb dacă ați avut probleme cu țânțarii zilele astea de sărbători. Cu țânțarii ei noștri. Sunt ai noștri din Prăsilă, din bolțile astea care sunt pe tot teritoriul ăsta al orașului Giurgiu, prin păduri, cum e la noi pădurea Bolănoia. Dacă mergi acolo, nu mai ești dravân,
mai 1001 de injecții făcute. Și în oraș vi s-au părut mai mulți, mai puțin decât în alți ani? De ce să vă mint, dacă n-am fost prin oraș, nu știu dacă e sau nu e prin oraș. Dar cred că și un oraș este că n-are unde să fugă. Da. N-are unde să fugă decât numai pe noi când mergem undeva la o plajă sau o, cum zice, picnicurile astea să mănânci un mic, să bei o bere. Care poate, care nu poate, era... Mulțumesc și sănătate, mulțumesc! Ce azi, ca să fie făcut, o să-mi organizeze astfel încât astăzi, de la 3, de la 2, de la așa, să-mi pui în platou, să... Ce-am dat cu aia? Acum, ca să te lasă, mergi mai departe. Hai, să te spișe. Hai și cu o mână aici, care... Da, da, da. Uite-l. Cum iese. E siletă, da. Bună, neumă! De ce ai zis, mă, decât bere, nu-i alcool. Are la rece. Vreți frigiderul în jurul. Femeii, nu mai avea cum, mă. Mamă, dar ce cum băveam atunci, era primea lângă mine. Hăhăhă! Auzi, tu mi-ai filmat toate purcării. Ce, Cătălin? Tati de peste. Mamă... Băi, pleacă cu cam, vină cu ace, mă! Nu poate de aaa, stai că te lovesc eu acum. Vino cu aceea. Vino cu aceea, că îți dau eu acum, da. Ăsta a prins peștiul deja înghețat. Băi, îți poate să te alegi. Auzi, bă, dacă îl pui pe ăsta cu peștiul ăsta... Să-l mă faci de râs. Uite, uite aici, nu... Ce-a prins omul? Ce-am prins eu? Ia. Stai un pic, că-l spune... Nu te uita că te sperie ăsta. Fii atent cu aia. Ia, ia. Ăla e. Ia. Mă, 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 mă. Voi să te spui scar, mă? Păi mă, că de la o glumă cu tine, de ia o glumă. Voi să te spui scar, mă, uite mă, aici, mă, uite-l. Care prispește congelator la om. Bă, stai. Mamă, ce gustare să mă... Hai, Cătălin, au mică să ia până mătine, au de-i. Cătălinei! Bată-l la mine, îngăleam așa. Păi n-are loc, am sărbat la mine. Am sărbat la mine, îngălată și n-are loc, că e înghețat tu. N-are voie,